Am văzut o mulțime de adolescenți adunați în locul acesta. Unde suntem, ce se întâmplă aici și ce își propune acest eveniment prin activitățile lui să transmită acestor companioni? Suntem la Herghelia și împreună cu 200 de companioni, aproximativ 200 de companioni, ne-am adunat la un festival pentru a putea să ne bucurăm de revedere și totodată pentru a putea să trasăm anumite direcții noi în ceea ce privește viața noastră, viața noastră personală și viața noastră spirituală. Tema festivalului Sub Lupă are ca scop ca să ne autocercetăm și totodată să vedem care este direcția pe care noi trebuie să mergem sau ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi din punctul acesta de vedere. Festivalul este și o provocare pentru fiecare companion care participă și totodată ne dorim ca ceea ce se întâmplă aici să fie transpus în viața lor de zi cu zi și în viața lor spirituală. De ce Sub Lupă și ce idee ai căutat să transmiți companionilor prin cele două seminarii prezentate în fața lor? Mulțumesc, pentru că nu putem ști cine putem deveni dacă nu știm cine suntem. Trebuie să căutăm la rădăcinile noastre ce nutrienți avem acolo, cu ce ne hrănim, cum ne este dezvoltarea programată cumva de demult, ca apoi să ne dăm seama că e nevoie să modificăm anumite lucruri. Până nu ne cunoaștem cât de cât în detaliu, nu putem să știm cât de mari putem să devenim, nu putem să știm cât de mult a gândit Hristos pentru noi să fim. De aceea, prin cele două seminarii pe care le-am avut, am dorit să atrag atenția faptului că, în esență, noi suntem ființe extraordinare, suntem ființe minunate pe care Dumnezeu l-a creat și chiar dacă suntem corupți de păcat, aceasta nu este realitatea noastră pe de întregul. De aceea trebuie să ne uităm la originea noastră ca să putem să descoperim și să ne desprindem de această normalitate pământească pentru a atinge sferele înalte la care Dumnezeu ne cheamă. Cum mai descrie noua sau noile generații de companioni? Sunt generații care, aș putea spune, sunt mult mai bine cuvântate decât noi, pentru că au la îndemână mult mai multe informații. În același timp, există și un blestem de care atârnă, pentru că dacă accesezi informațiile necorespunzătoare, te pot conduce în zone din care nu te mai poți întoarce. Dar, pe ansamblu, cred că este o generație binecuvântată, este o generație care, la care Hristos a gândit de dinainte de a-i chema în lumea aceasta și pentru care Dumnezeu a pregătit lucruri mari prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt echipați să facă. Dacă se echipează cu aceste echipamente divine, ei pot să facă o lucrare extraordinară. Grupul vocal Trio Harmonie a fost prezent la acest festival. Ne-ați bucurat prin muzica voastră. Voi cum v-ați simțit la acest festival? Nu este prima oară când participăm la un festival de companioni, așa că pentru noi este o plăcere să cântăm pentru tineri și în special pentru Dumnezeu. Cum te-ai simțit la acest festival? Mi-a plăcut foarte mult festivalul, a fost o atmosferă cerească în care m-am simțit provocată de a îmi da seama că suntem chiar contemporani cu Dumnezeu și putem să, prin conștientizarea acestui fapt, putem să ne simțim apreciați de Dumnezeu și putem să-L așteptăm pe El venind pe noi celui și să lucrăm pentru ceilalți din jurul nostru.